Medicii sunt de acord că o variantă sănătoasă pentru a pregăti carnea este pe grătar. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că grătarul trebuie curățat riguros, iar carnea nu trebuie arsă, pentru că poate fi nocivă. Aceste alimente, deci afumate, pentru că aici se pune problema dacă fumul este alergizant. Nu este alergizant, sau poate că dacă cineva ar consuma foarte, foarte mult, ar putea fi sensibilizat parțial. Dar efectele nu trebuie privite în sens de alergie, ci în sens de efecte secundare, de efecte toxice care apar de la fumul respectiv, de la alimentele afumate. Și aceste alimente sunt implicate în etiologia multor boli, în special a cancerului, trebuie spus, dar și altor multor boli. Este de preferat să consumăm alimentele proaspete și atunci când suntem nevoiți să folosim aliment afumat, mergem la, într-adevăr, la iarbă verde, consumăm mici sau consumăm cârnăciori sau un grătar, nu se întâmplă nimic. Că se consumăm o dată pe lună sau o dată la 2-3 luni sau, să zicem, la 2-3 săptămâni, nu se întâmplă nimic. Sănătos sau nu, românilor le place grătarul. Gălățenii nu sunt însă mari amatori de iarbă verde. A fost anul ăsta la vreun grătar? Nu, n-a fost. Da, urmează să mergi? Da. La o iarbă verde, la vreun grătar? Nu am ieșit și nici nu obișnuiesc. Nu vă place? Nu. Dacă mă duc undeva să stau o zi, două. Nu, nu-mi place. De ce nu vă place? Păi, în primul rând, nu-mi place pentru că nu găsesc nimic spectaculos să stau, să fac, să întorc, să mă afum. Deci, dacă mă duc să fiu servită, nu să mă apuc. Și să stau așa, pur și simplu, nu-mi place. Îmi place să merg la o piscină, îmi place cu totul altceva. În acest an ați reușit să ieșiți la un grătar, la o iarbă verde? N-am reușit, dar nu cred că e o problemă. O să mergeți în curând sau nu vă dați în vândul pe astfel de evenimente? O să mergem, când e nevoie o să mergem. Câteodată da, câteodată nu. Urmează să mergeți și în weekendul ăsta, că tot a venit vremea frumoasă? Păi nu știu, să vedem, luăm bani întâi, să vedem. În ceea ce privește gusturile alimentare, posibilitățile sunt diverse. Păi depinde și în funcție ce bani avem, mai aducem de pe la țară, mai de pe la magazine, pulpi, ce are omul în casă, mai, eu știu. Și un cartof acolo, șapii grătar și nu neapărat numai carne. Indiferent de opțiunile culinare, medicii recomandă ca bucățile de carne să fie bine gătite pentru a înlătura orice risc de boală. Mai mult, un studiu recent arată că un consum regulat de carne poate crește riscul cancerului de pancreas, așa că nu este recomandat excesul.